Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Noi despre Noi. În această seară vom vorbi despre alegerile locale noi din anul 2018 și anume care vor fi organizate pe 20 mai. Invitații din studio sunt Igor Bucătaru, expert Asociația Promolex. Bună seara și bună mulțumesc seara. Că ați acceptat să veniți la noi în studio mulțumesc, să discutăm mulțumesc, astăzi. Mulțumesc. Și Vadim Filipov, membru al Comisiei Electorale Centrale. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Vreau să spun telespectatorilor că pe 20 mai vor fi desfășurate alegeri locale noi pentru funcție de primar general al municipiului Chișinău, a primarului municipiului Bălți, a comunii Leușeni, raionul Hâncești, comunii Volovița, raionul Soroca, comunii Jora de Mijloc, raionul Orhei, satului Nemțeni, raionul Hâncești, comuna Pârlița, raionul Ungheni. Deci 7 localități în care vor avea loc alegeri locale noi pe 20 mai. Și desigur, în municipiul Chișinău s-au înscris la ziua de astăzi 8 candidați. Ion Ceban de la PSRM, Valeriu Munteanu de la PL, Andrei Năstase de la Platforma DA, Regina Apostolova de la Partidul Șor, Sergiu Tofilat, candidat independent, Vasile Costiuc, Partidul Democrația Acasă, Maia Laguta, candidat independent, Constantin Codreanu, Partidul Unității Naționale și... Astăzi a mai declarat și Silvia Radu că va merge să-și depună actele pentru a participa la colectarea de semnături. Domnul Filipov, ne explicați în continuare care sunt pașii în urmă, ca pe înțelesul tuturor, că emisiunea de astăzi am organizat-o ca să mai aducem informații oamenilor, să îi familiarizăm cu unele exerciții în campanie electorală, cu unele acțiuni, după ce ei și-au făcut anunțul public și au mers pentru colectarea semnăturilor. Aceste zile pe care trebuie ei să le colecteze, urmează care acțiuni? Doar cu o precizare, colectarea semnăturii a cei doar care sunt candidați independenți. Uh-huh. Cei care sunt înaintați de către partide, organizații social-politice, ei deci așteaptă doar ca Consiliul Electoral, Circumscriția Electorală Chișinău să emită hotărâri privind înregistrarea lor. Până când n-a fost așa hotărâre, deci așteptăm că se examinează setul de acte la acești candidați. Vreau să fac doar o precizare înainte de a discuta în privință la alegerile respective. Alegerile locale noi se petrec două ori pe an, așa cum prevede și codul electoral și regulamentul Comisiei Electorale Centrale, este de obicei toamna în luna noiembrie și primăvara în luna mai. Deci, de ce se fac aceste alegeri locale noi? Sau că sunt persoane care, primari care decedează, sau sunt primari care își dau demisia din diferite motive, sau de sănătate, sau că pleacă peste hotare, sau că nu pot să deci diferite sunt motive, atunci deci, se face se organizează în aceste localități alegeri locale noi și se alege primarul în respectiva localitate. Vreau doar să precizez că în ultimul mandat al primarului nu se organizează alegeri. Deci dacă ultimul an de mandat nu se organizează alegeri. Deci la moment cererile de demisie cât în primăria primarului din municipiul Chișinău, cât din primarul municipiului Bălți a fost depuse deci anterior, era un an și ceva, un an și patru luni, dacă nu mă greșesc, și desigur deci, reușit da. Și atunci și însuși organul electoral este în posibilitatea să organizeze aceste alegeri. Am înțeles. Ne puteți informa despre concurenții din Bălți? Care este situația până la moment? Nu vă pot spune. Comisia Electorală Centrală nu înregistrează deci, candidații la alegerile locale. Noi doar constituim organele competente care se ocupă de organizare, desfășurare și înregistrarea concurenților electorali. Nu vă pot spune. Deci până când nu cunoaștem această informație. Referitor la aceste 15 zile pentru semnături, unii candidați independenți spun că sunt prea puține zile, că a fost o schimbare, da? Nu de recent efectuată la acest capitol. Alții zic că sunt suficiente pentru a aduna semnăturile. De ce a apărut această schimbare și cum? Depinde pentru care a fost modalitatea de a ajunge la aceste 15 zile? Ca să fim în posibilitate de a organiza alegerile în localitățile, cum ar fi, cum sunt în primăriile respective, suntem limitați în termen. Trebuie să fie 30 de zile de campanie electorală,
de plină pentru toți concurenți și până la aceste 30 de zile trebuie să fim în etapa de pregătire, adică de a colecta semnăturile, de a verifica semnăturile respective, de a emite hotărâri, de a verifica tot setul de acte și atunci dacă noi să dăm un termen mai larg, bine, legiuitorul a dat termenul respectiv, nu noi, nu Comisia da, Electorală Centrală, dar logica ar fi fost că dacă să dăm un termen mai mare, atunci nici perioada campanie electorală va fi foarte scurtă, foarte una mică și concurența electorală vor fi în disbalans. Cine are mai mult timp pentru a organiza electoratul său, dar cineva mai puțin, adică mai mult, mai puțin și de ce s-a hotărât să fie restrâns până la 15 zile. Dar totodată numărul necesar de colectare a semnăturii nu este într-atât de mare. Desigur, pentru Chișinău este peste 10.000, dar desigur că este o capitală, este peste 630 de alegători și de ce și număr nu e, în comparație, nu e într-atât de mare. Raportat la zile, îmi pare mie că este cam complicat. Dumneavoastră, ce părere aveți, domn Bucătar? În primul rând vreau să menționez că în calitate de asociație cu experiență într-un fel în monitorizarea alegerilor, vom încerca și vom monitoriza și aceste alegeri. Care da, știu au loc, că aveți, m-am documentat din 2009, sunteți de mult acest, timp pe piață. Da, în acest sens, la fel, avem deja implicați 8 observatori pe termen lung care realizează procesul respectiv. Pe 19 aprilie vom lansa primul raport pe seama acestor alegeri. Chiar astăzi au fost... Și în acest sens, în ziua alegerilor, vom încerca să acoperim toate secțiile de votare, o să vedem dacă ne vrem și în sensul să avem câte un observator. Propun un moment, într-adevăr, foarte interesant cu aceste... liste de subscripție, adică când candidatul, în cazul dat independent, pentru a fi înregistrat, el este impus de situație, da, să adune, să colecteze și să prezinte aceste liste. În opinia noastră, totuși, cifra aceasta de 10.000 este una mare. Este extrem de mare, poate fi folosită. Pentru a înțelege mai bine, chiar putem punem în comparație. Avem un cod electoral care la un articol, acolo 86, bine mersi, spune că un deputat, nu că da, deputat, cogemit de deputat, urmează să fie ales pentru a fi ales într-o circumscripție electorală, uninominală, are nevoie să prezinte cel puțin 500 de semnături. 500. Asta e foarte puțin. Dacă... Și aici avem, într-o localitate, avem 10.000. Bine, este momentul că, de exemplu, chiar dacă luăm partea cealaltă, că în Chișinău vor fi, de exemplu, 11 circumscripții. Chiar facem aritmetică, să primim oricum 5.500 ca să fie ales deputat. Și apare întrebarea de atunci, de ce 10.000 pentru un momentul candidat? Ăsta, care este dublu, număr dublu. Și încă un moment, în opinia noastră, are loc o abordare totuși inechitabilă, sau spunem, noi, e că, după exemplu, chiar alegerilor prezidențiale. Când la alegeri prezidențiale fii tu ca independent din partea unui, sau fii ca partea a unui partid, în calitate de, oricum toți au colectat semnături. Poziția noastră este că și în cazul, da, trebuie să fie o abordare echitabilă în sensul pentru că să colecteze deci nu cei independenți doar. Da, nu doar cei independenți, ci toți cei candidații ce doresc, da, să colecteze semnături. Asta ar fi, în opinia noastră, mai corect. Dar nu s-a dezbătut acest aspect? Noi în rapoartele noastre am invocat. Asta e ca misiune, să spunem noi, misiunea noastră este să prezentăm ca parte a societății civile. Nu ne putem implica ca observatori în proces. Noi venim cu anumite poziții, cu anumite argumente și în urma alegerilor chiar anterioare am specificat acest moment. Noi chiar am salutat faptul că alegerile prezidențiale toți au colectat semnături. Așa și considerăm că ar fi bine de utilizat acest mecanism și în cazul dat. Domnul Filipov, acest lucru... Această problemă ține de legislativ, desigur că Parlamentul trebuie să revizuiască sau adopte modificările respective. Deci noi, ca Comisia Electorală Centrală, nu putem doar să ne supunem celor care sunt prevederilor codul electoral și atât. Domnul Bucătar, noi avem experiența parlamentarilor atunci când au fost colectate într-un termen record, în 2-3 zile, sumedenii de semnături și într-o zi au fost. La prezidențiale. Da, așa că eu cred că pentru unii nu este o problemă dacă ar fi fost indicat acest lucru. Dar alegerile sunt organizate nu pentru unii, sunt pentru toți. Pentru toată lumea, da. Aici așa o remarcă, ca să înțelegem că lucrurile sunt... Bine, după ce ei vor prezenta acești candidați independenți și din momentul... Și încă un aspect. Din momentul în care s-au înscris, începe campania electorală pentru fiecare candidat. Da? Așa, deci, corect am înțeles. Campania electorală începe a fiecare
fiecare candidat începe din momentul înregistrării. Când se verifică setul de acte, pentru cei care colectează semnăturile, operatorii sau funcționarii electorali care sunt competenți, verifică semnăturile respective, dacă într-adevăr persoana care s-a semnat este din localitate, dacă este veridice toate datele respective și ulterior se emite o hotărâre de înregistrare și ulterior el poate să înceapă deja campania electorală pentru localitatea dată. Domn Bucătaru, știu că la precedentele campanii, în precedentele campanii electorale au fost niște probleme referitor la aceste liste. S-a ținut cont de obiecțiile pe care le-ați adus dumneavoastră? Sau? În mare parte, recomandările noastre nu au fost luate în vigor. Totuși, de exemplu, dacă vorbim de listele de subscripții, adică acele liste care sunt colectate, deja faptul că a fost exclus, dacă nu greșesc, ca ele să fie avizate de autoritatea locală, deja este un pas bun, fiindcă se pierdea timp într-un fel și oricum ele sunt verificate în cadrul Comisiei Electorale Centrale. Din aceste motive, unii candidați data trecută n-au reușit să le aducă, da? Nu neapărat, dar au fost probleme anume la acest capitol. Pe lângă, eu poate puțin tot de liste legat, nu de cele de subscripție, dar încă un moment care apropo spuneați dumneavoastră din experiență, fiindcă spuneam noi acum nu putem până la prezentarea raportului să ne referim la ce se întâmplă acum, totuși putem lua din exemple 2015 altor, da, chiar și celelalte. Apropo, cu listele electorale în general, cu listele de bază care le avem noi acolo unde sunt introduși cetățeni, este o situație după noi apropo, noi de fiecare dată când este registrul de stat alegător, este un document, să spunem așa, unde sunt adunați toți alegătorii, și Comisia Electorală Centrală prezintă cifre respective. Noi, de fiecare dată, chiar începând prezidențiale încoace, menționam că când sunt prezentate, ar fi bine să vină cu anumite explicații, fiindcă de multe ori lumea nu înțelege de unde așa cifre, că noi atâția se duc, atâția pleacă. Și cel puțin ce am văzut acum, cel puțin pe rețelele sociale, deja Comisia este, apreciem pozitiv faptul ăsta că vine deja și cu anumite explicații din ce este și cum se formează aceste cifre mari. Dar un moment aici, după mine, foarte important, care chiar iarăși aș dori Comisia să reacționeze și să vină iarăși cu anumite explicații în calitate de autoritate publică în serviciul cetățenilor, noi avem acest registru de stat alegătorilor și avem listele. Exact. Conform teoriei, conform normei, să spunem așa, listele sunt generate în baza registrului ăsta. Ce se întâmplă? Că eu vă dau două exemple pe alegerile, chiar avem din 2016 prezidențiale, precum și referendum care a fost în 2017. În registru, la 1 septembrie, erau 647.203.000 alegători în Chișinău, în liste avem 629.835. S-a pierdut ăsta pe drum 17.368 de alegători. Dar până la urmă este o cifră. O cifră aceeași. Bine, în 2016 a fost de 18.713. Consider că pot apărea foarte multe interpretări din momentul în care nu sunt explicați din ce, iar oficial nu am avut opoziție chiar și la referendum, când noi în rapoartele noastre am menționat, din ce cauză se primește diferența aceasta mare, repede, de 17.000 de alegători, care în registru sunt mai mulți, în liste electorale avem mai puțini. Unde, domnul Filipov, ne puteți da o explicație ce se întâmplă? Deci, desigur, poate însuși conducerea Comisiei Electorale Centrale poate să dea o argumentare mai clară sau bine, eu cred că nu este o problemă. Deci eu consider că acest decalaj de 17.000 posibil să fie de la scrutin în scrutin, oricum diferă. Din 2016 a fost scrutin prezidențial și deci, în 2017 era un referendum. Referendum este unul local, o alegeri locale. În prezidențiale, într-un scrutin național și într-un scrutin local, cifra diferă dintre cei care sunt înscriși și au dreptul să voteze pentru alegerile locale. Cum de exemplu, noi avem militari care sunt, deci nu au dreptul să voteze la alegeri locale. Și invers, deci la cel național el poate să voteze și este inclus în listele. Dumneavoastră, domnul Cătăru, ați ținut cont de ce este? Oricum diferența este de altul, la fel sunt și studenții care sunt înscriși la caminele și toți ăștia însumați formează cu viză de reședință provizorie, adică temporare, și inclusiv la alegerile generale naționale ei pot să voteze ca chișinene, adică pe sunt incluși în liste electorale pe municipiul Chișinău, dar la cele locale nu au, că așa cum prevede codul electoral, că nu au dreptul să participe deci, în alte
să facă votul, alegere în alte localități decât sunt acolo unde sunt înscriși, adică unde au și da, domicilii. Da, întotdeauna aceste liste electorale au generat probleme și discuții, da, întotdeauna. Da, zic, e foarte bine, noi nu că învinuim sau cineva, dar dorim într-un fel să vină că ecta din ce cauză. Asta, sunt niște cifre. Apropo, aici, cu militarii, oricum ei votează pe alte liste, nu votează pe listele de bază. Cu studenții aceiași situații, că ei cât sunt în acei care sunt cu reședință sau cu domiciliu, cu reședință în cazul lor aici, oricum sunt acei care sunt la locale și la naționale. Altceva că la naționale lor li se permite într-un fel să voteze. Adică, în localitatea unde ei stau? Da, dar la locale obligatoriu. Trebuie să meargă acasă, acolo la domiciliu. Unde, da, dar în principiu, dacă ne mijlocit ce sunt ei în baza domiciliului, sunt într-un în listă, este și în registru, adică e același număr. Deci, până la urmă, rămâne această lacună și trebuie clarificată. Să fie poziția din ce cauză totuși se primește discrepanța. Domnul Cătaru, mă gândesc că ea va fi clarificată, pentru că astăzi, documentându-mă pentru emisiune, am citit că pe 27 septembrie Republica Moldova a primit aproximativ 4 milioane de dolari sprijin financiar de la Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională privind generarea listelor electorale și veridice și organizarea unor alegeri mai accesibile și vor fi acești bani orientați spre anume acest aspect, da? Eu corect? Că, este o sumă pentru mine extraordinară de mare. Desigur că suma respectivă nu este cu destinația Comisiei Electorale Centrale, este destinația este la mai multe instituții de stat, cum ar fi Registrul de Stat. Comisia Electorală Centrală, Centrul de Instruire Continuă, da? Respectiv Agenție pentru Servicii Publice. Toate aceste instituții vor beneficia de acești bani enorm pentru perfectarea corectă a listelor electorale. Corect, da? Deoarece inclusiv nu... Dar noi singuri nu putem să ne clarificăm, numai decât trebuie. Este foarte greu, vă spun de ce. Desigur, cum a vorbit antevorbitorul meu, că noi este un registru de stat legat. Noi depinem, registrul respectiv depinde de Registrul de Stat a Populației. Adică Agenția de Stat Servicii Publice țin acest registru de stat a populației. Ei nu pe noi ne informează cine decidează, cine pleacă, cine refuză de cetățenie și noi trebuie să corectăm deja datele la noi în registrul nostru. Inclusiv este o problemă foarte mare cu primarii sau secretari din consiliile locale, care la fel trebuie să lista respectivă, ei sunt operatori și pot să modifice listele respective din informații care au dețin. De exemplu, la fel a plecat peste hotare o familie întreagă și deja este cu traiul în peste hotare, cu traiul de bază, da? Adică permanent. Și la fel informații respective trebuie să fie aduse nouă. Deci ăștia banii respectivi vor fi pentru sprijinul cât inclusiv Comisiei Electorale Centrale, cât Centrul de Instruire, ca să facem o instruire inclusiv în localitățile, pentru secretarii consiliilor locale, pentru primari și inclusiv pentru de a totaliza cât mai veridic să fie toate momentele respective. Este o problemă altă că mulți cetățeni pleacă peste hotare. Sunt care și decidează acolo. Da? Nimeni din rude nu anunță, nu ducă certificat. Respective. Desigur, spate, da, câți oameni mor peste hotare? Nu e așa un, adică, decidează, nu e așa un număr mare. Dar vă spune că deja de 20 sau 25 de ani tot oamenii pleacă și pleacă. Desigur, deja sunt și populații mai în vârstă care se află acolo și e greu de actualizat registrul ăsta de evidență respectivă. La ce ține atunci de listele, domnul Bucătaru, ați avut, știu că foarte multe obiecții în diasporă. Moldovenii plecați peste acolo. Este o altă situație sau? Bine, ce ține de votul peste hotare, acum, apropo, în cadrul Comisiei Electorale Centrale are loc dezbateri, inclusiv și regulamentul, fiindcă s-au schimbat puțin regulile de joc cu sistemul mixt, urmează de clarificat. Acolo, la fel, sunt peste hotare, lumea oricum votează în special în baza listelor suplimentare. Acolo liste suplimentare. Noi am insistat în permanență totuși ca numărul celor incluși în liste de bază să fie mai mare, fie este procedură de înregistrare prealabilă, care anterior, dacă era înregistrat prealabil, era inclus în listă electorală de bază peste hotare. Acum s-a întâmplat și aici iarăși cu o lună înainte din 2016 prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale că, de exemplu, ei deja nu mai erau introduși în liste electorale de bază.
O să vedem opinia comisiei din câte din regulament, din proiectul regulamentar, dacă acolo în listă de bază trebuie să fie doar lucrătorii de la consulate și ambasade. Totuși, noi am insistat și persoane luate la evidență consulară să fie și cel puțin din ce am văzut din sinteza recomandărilor, că probabil va fi acceptat. Dar este o problemă și noi ce încercăm să promovăm ideea ca să fie cât mai puține persoane pe liste suplimentare. Asta ar fi însemnând că este în ordine, într-un fel, și registru și situația asta, fiindcă și recomandarea, apropo, Comisiei de la Veneție, într-adevăr, că să fie cât mai puține persoane în liste suplimentare, mai ales că acum o să fie și situația, de exemplu, la parlamentare și cu stânganistrului, unde la fel vor vota, iarăși în baza listelor suplimentare. Și recomandarea noastră și ce insistăm mai mult, cel puțin în registru de stat, ei să fie aparte, incluși ca entitatea parte în baza circumscripțiilor respective, să fie totuși de bază. Deja pe hârtic vor vota, asta e altceva. După părerea dumneavoastră, referendumul din 2017 a fost un exercițiu de verificare a situației pentru... Nu pot să comentez și ce ține de... nu știu ce să urmează în vedere, dar ce verificare... Din punct de vedere a listelor, din punct de vedere a prezenței la vot, din punct de vedere a... Nu știu, cred că un exercițiu aparte a fost... cel puțin comparativ cu alegerile ce am sesizat noi a fost totuși o mai puțin așa prezență, interesul populației, dar repet, asta nu ne implicăm deja pe motive politice sau pe alte. Observatorii dumneavoastră îi instruiți, din câte am citit eu, pe termen lung și pe termen scurt. Sunt observatori pe care și tot aceștia semnează codul de conduit, da? Asumându-și niște obligațiuni de a acționa operativ, non-partizanat, să-mi facă. Și întrebarea mea este, în permanență, la toate campaniile electorale, în toate zilele de votare, se întâmplă cazuri când acești observatori sunt supuși unor presiuni sau ați avut așa exemple când după aia s-a discutat și ați prezentat în rapoarte situații de acestea? La ultimele campanii, cel puțin ultimele alegeri, mai puțin am avut, adică cel puțin nu am raportat când observatorii noștri ar fi agresați sau... ar fi. Au fost, bine, cazuri particulare care au fost clarificate. Dar aceia au fost chiar niște situații acolo de discuții, oricum care le-am clarificat. Adică poate au fost un caz aparte, spunem, care nu putem considera că a fost un fenomen, că adică ar fi un fenomen situația respectivă. Altceva care raportau au fost chiar la prezidențiale, dacă nu greșesc, au fost situații când alții de la concurenți, de exemplu, puteau fi agresați sau chestii de genul ăsta, cel puțin în cazul Asociației Promulex, cu cazul ăsta mai puțin am avut. Iată, toate obiecțiile pe care le aveți în rapoartele, toată informația pe care după aceea este transmisă, din câte înțeleg eu, da, la instituțiile responsabile de tot procesul acesta, ele se iau la, cum zic rușii, se iau la carandaș sau nu? Într-un fel, de ce zic asta? De exemplu, vă explic de ce. În campania electorală acum, din care a zis domn Filipov, în toamnă a fost organizată, într-o localitate, nu vreau să-i dau nume acum, clar au fost transmise pe rețele de socializare, videouri în care oamenii erau cumpărați cu bani, după aceea au fost sesizate organele și se întâmplă după aia niște corectări acestor situații, iată, pe parcursul a mai multor campanii electorale. Cu regret, vă spuneam, sunt și cazuri pozitive, nu putem, dar în general, totuși, mai puțin. Un caz, iarăși, vorbim din ultimele alegeri locale, care au avut loc în toamnă. Am scris în ambele rapoarte, am sesizat, pentru primul tur și pentru turul 2. Și chiar, până la urmă, situația nu s-a schimbat. E vorba, de exemplu, de o situație, este așa numită votare la locul aflării. Sau urna mobilă, cum este cunoscută noi, când membrii biroului se duc prin localitate și votează lumea care nu pot. Da? Și am avut o situație, într-o localitate, când peste 100 și ceva de cereri de votare la locul aflării. Din discuțiile observatorilor, fiindcă ne-am alertat cum peste vreo 14%, 15% din populație au votat la locul aflării, ceea ce nu e normal. Fiindcă chiar și în recomandările Comisiei la Veneția vine că totuși votarea trebuie să fie în condițiile votului care să fie asigurat toate condițiile, fiindcă votarea la locul aflării deja apar foarte multe întrebări. Dar ce vreau să zic? Din ce s-a discutat observatorul nostru, lucrul ăsta a fost înfăptuit de către membrii biroului, ceea ce e absolut ilegal. Și am raportat și în primul caz. Au fost pedepsiți aceștia. S-a repetat povestea și în turul 2, în sensul că membrii biroului au fost cei care au... Deci înțeleg că unele încălcări se repetă din moment, an în an. Aici e un moment că autoritatea electorală e una, dar însă și partidele interesante, de ce ei, fiindcă ei au dreptul de scrie contestații.
Deci n-au scris chiar și partidul. Poate să scrie. Da, poate contesta. Și unde scrie? Și aici e un alt aspect care deja iarăși noi de fiecare dată, cel puțin noi recomandăm ca comisia să se implice mai mult ori. De multe ori comisia nu vrea să se autosesizeze, e poziția comisiei, dar și în ultimul raport acum a comisiei de la Veneția, ei au sugerat lucrul ăsta că totuși comisia în cazurile de când sunt anumite încălcări să fie mai instintă, să mai de exemplu să nu. Da, să adică ideea din câte înțeleg eu, nu știu, că se așteaptă să vină contestație și deja contestația să fie examinată, dar în momentul în care este cunoscut faptul, sunt prezentate anumite, noi considerăm, opinia noastră este că comisia trebuie să se autosesizeze, Comisia Electorală Centrală, și să se implice mai activ. Comisia se autosesizează. S-a întâmplat ceva după toamna 2017 sau nu? Deci Comisia Electorală Centrală a numărat ore, deci, și a spus rere în prevență la rapoartele promovării. Desigur, este un lucru enorm și este un lucru benefic, inclusiv și pentru concurența electorală. Că, pentru societatea civilă, pentru cineva societate mai monitorizează în afară de... Da, inclusiv chiar și sunt concurențe electorale care se adresează Asociației Obștere Promolex ca să fie luat careva atitudine, să fie luat în calcul. Cu păreri de rău, rapoartele respective sunt prezentate Comisiei Electorale Centrale mai târziu, când deja sunt totalizate, inclusiv sunt totalurile, da, aprobate de către Comisia Electorală Centrală. Sunt termeni în care noi trebuie să facem totalurile respective. Și, desigur, rapoartele vin cu o întârziere, adică vin mai târziu. Desigur că este un lucru enorm de mare și nu acuzăm Promolex că prezintă mai târziu, pur și simplu, într-adevăr, volumul este mai mare. În privință la date care prezintă, noi permanent am fost deschiși. Dacă sunt careva, deci încălcări, să ne sesizeze imediat. Nu. Cine are voie să sesizeze? Inclusiv, haideți, orice cetățean, orice alegător are dreptul, orice concurent electoral, candidat are dreptul, inclusiv și reprezentanța concurentului electoral, inclusiv și asociația obștească. O formă, da, cum? Ca de observator. Ca o cerere, ca o sesizare. Așa și se numește, sesizare. Deja Comisia Electorală Centrală verifică datele. Cancelarea cerului. Da, și nu numai Comisia Electorală Centrală, și inclusiv la organele electorale, cum ar fi din teritoriu. Și cu o sesizare, deja organul respectiv verifică dacă este de competența organului electoral, Comisia Electorală Centrală, sau este de organul de forță, da? Adică de poliție, lasă fie, nu știu, dacă sunt încălcări financiare sau alte încălcări, poate fi și instanța judecată să fie transmisă o sesizare. Poate în felul acesta, dacă fiecare dintre noi va avea responsabilitatea aceasta care ziceți dumneavoastră, poate altfel se vor comporta cei care fac încălcări. Desigur, noi am avut o sesizare, chiar în referendum anul trecut, am avut o sesizare din partea un grup de cetățeni. Sau era deci un votant care a sesizat precum că nu se regăsește în lista de bază și la fiecare scrutin, deja era a patra scrutin în care nu se regăsește în lista de bază. Și deci a făcut o sesizare, inclusiv a pozat și buletinul său, a pozat extras de la cadastru, arătat că aici locuiește, este în municipiul Chișinău. Era un caz, așa puțin mai ieșit calea afară, o stradă era împărțit, deci unele case erau luate la orașul Codru în listele de bază și alte, deci case din case din această stradă erau, deci în sectorul centru municipiul Chișinău. Și practic patru scrutini erau la fel problema asta, nimeni nu o actualiza. Deci a fost o sesizare. Vreau să revin puțin mai anterior, deci în privință la listele de bază pentru cele din străinătate. Am avut inclusiv foarte multe mese rotunde, discuții, inclusiv cu prezența Promolexului, ca să vedem ce facem noi cu listele de bază peste hotare. Este o problemă atunci când, ca de exemplu, luăm Republica Italia, unde este în jur la 25 de secții de votare
președintele scrutin fost 25 de secții de votare. Și dacă noi includem la o secție de votare în listele de bază, el deja trebuie să vină obligatoriu doar la secția respectivă. Nu poate să deplaseze în alte secții de votare, măcar că este un orașel nu atât de departe. Sau cum a fost în Londra, două secții de votare erau pline, plinuțe, dar cineva s-a dus la acolo unde era mai mic rând și a putut să voteze acolo. Dar dacă el era înscris în lista de bază la o secție de votare, deja nu mai putea să mă duc. Oamenii informații nu văd aici o problemă, domn Bucătaru. O remarcă. Dacă permiteți, până la sfârșit să spun. Inclusiv cetățenii nu vor fi, nu doresc să fie radiați din lista de bază din localitate, din țară. Deci la noi tot migrația merge sau, nu știu, poate fi un scrutin unde persoana poate fi deja în țară și atunci el nu se regăsește în lista de bază. Deci noi acum cântărim toate momentele astea pozitive, negative, facem ceva și noi sondaje să vedem cum reacționează inclusiv Ministerul de Afaceri Externe, inclusiv alte asociații, ca să vedem cum să procedem. Până când suntem în procedura de dezbatere publice avem la moment și de luare de decizii. Da, domn Bucătaru. Aici era remarc tot și, repet, până în 2016, fiindcă modificările astea în regulament s-au făcut cu o lună înainte de alegerile prezidențiale, ci tot, în opinia noastră, nu e chiar corect când cu o lună înainte faci modificări importante. Până atunci, până la modificările respective, era specificat că alegătorul care este înregistrat prealabil, el este, cum folosim terminologia, înrondat, adică la o anumită secție de votare, într-un oraș oricare. Și tot acolo în regulament era specificat că în cazul în care el totuși votează în altă localitate, el poate să voteze. Da, așa și asta. Adică nu era într-un fel un impediment lucrul ăsta, dar, repet, asta se referea, toți categoriile cum îi poți acoperi, asta nici nu se discute psihotare, noi avem mulți, asta e situația la noi în țară. Dar aceia care registrați prealabil, dar aceia care registrați prealabil, noi insistam ca ei totuși să fie în listele de bază psihotare, în momentul în care tu te registrezi, tu într-un fel îți exprimi poziția că da, tu dorești și vei fi în ziua aceea, pentru că asta se referă la toți. Dar asta este poziția. Noi, desigur, discuția putem să avem foarte multe, desigur că în caz dacă la o secție de votare sunt înregistrați în jur la 200 de persoane pe listele de bază, inclusiv organul electoral, biroul electoral secției de votare nu poate să folosească aceste 200 de buletine, dar să le păstreze pentru acei votanți care sunt în listele de bază înscriși. În caz dacă nu vor avea și persoane vor veni și o să spun că noi suntem înscriși în listele de bază, este încălcarea drepturilor lor. Da, că ei s-au înregistrat. De ce noi vrem să fim așa puțin mai loiali, să permitem? Da, într-adevăr, să ia în calcul persoana care este înregistrat sau arundat la secția de votare, dar totodată el are dreptul să voteze și în altă parte, cum dorește. Deci urmează încă să se mai dezbate această temă și da, să găsească numitorul comun. Inclusiv vreau o precizare în privință la cei din partea stânga Nistrul, din Transnistria. Ei la fel sunt, deci, votează separat, adică sunt separați de cei din partea dreaptă a Nistrului, nu sunt, cum s-ar spune, nu se ia în calcul și la fel listele de bază nu poate fi, din părerea mea, nu știu cum s-a decide, oricum este un organ deliberativ și trebuie să adoptăm cu majoritatea voturilor. Dar consider că nu este posibil, deoarece secțiile de votare sunt plasate geografic de-a lungul Nistrului și inclusiv pe partea controlată a Republicii Moldova. Nu putem să punem secții de votare și lista de bază că nu știm unde votantul se va deplasa. Că în caz dacă dar el... aici iarăși rămâne teren de interpretare în multe situații. Da. Bine, haideți să fac o precizare. Da, de exemplu, nu știu, raionul Dobăsari, da? Vor fi deschise 4-5 secții de votare pentru raionul respectiv. Și nu știm în care secții de votare se va duce votantul. Și dacă îl inclus în lista de bază într-o secție de votare, el nu poate să plece în altceva. Altfel să-l informezi că ești arondat acolo, nu este posibil. Dumneavoastră cunoașteți că ei sunt limitați, inclusiv cât la pe informatică, adică nu, mediatică sunt limitați, inclusiv de liberă circulație sunt limitați. De ce? Și noi vrem să facem așa, cât de cât mai accesibil să fie pentru alegători. Vom avea timp să discutăm acest capitol și mai mult până în toamnă. Acum să revenim la alegerile locale noi. Spuneți-mi, pentru Chișinău și pentru Bălți și celelalte localități, primarii se vor alege pentru o perioadă de un an. Până la alegerile locale generale.
De regulă sunt, nu că sunt de regulă, ele odată la 4 ani de zile se fac și vor fi în luna iunie 2019. Desigur că Parlamentul trebuie să ia hotărâre, să numească data alegerilor, dar aproximativ este luna iunie 2019. Dar în acest sens este o prevedere în legea prin administrație publică locală, dacă nu greșesc, acolo unde e specificat că, într-un fel, persoana care alesă în cadrul respectiv este ales pentru a până la finisarea mandatului predecesorului. Predecesor la articolul 85, care vede că nu poate fi mai lung de 4 ani. Așa, acum dacă aceste persoane vor fi alese pe un an, a fost astăzi aprobată și suma necesară pentru cheltuielile pentru aceste alegeri. Și din câte văd eu, nu-mi găsesc acum repede foaia, dar dumneavoastră o să mă ajutați, este vorba de 28 de lei și 46 de bani pentru un alegător, ceea ce înseamnă, ne spuneți cifrele concrete. Este o formulă în care, după se, care ia calcul, se calculează, se calculează, da. Este o formulă puțin mai complexă, se ia în calcul deci salariul mediu pe economie pentru anul respectiv în care se face alegeri și se mulțește la numărul de alegători înscriși în listele electorale. Uh-huh. Pentru Chișinău, desigur, este mai mare, deoarece avem peste circa 630.000 de alegători. Municipiul Bălți este în jur la 100.000 și de aici și variază cifrele respective. Și pentru candidații independenți și pentru concurenții înaintați de partide a fost decisă suma de 5.000, da? Nu, este stabilit plafonul cât de cheltuieli, cât plafonul de ajutor care poate să-l primească din partea de la buget, așa, de stat. Adică, de stat. În caz, din partea bugetului primesc? Da. Uh-huh. Un adaus nu este un adaus. Este, la solicitarea concurentului electoral poți primească deci un ajutor sau un credit în cazul în care dumnealui face performanță și are deci, rezultate foarte bune, desigur că nu trebuie să se întoarcă suma respectivă. În caz, da, atunci dacă nu, deci nu câștigă, atunci trebuie să întoarcă bună sumă. Aici, domn Bucătaru, știu că aici s-a discutat foarte este mult la acest capitol. Da, este... Din experiența dumneavoastră, nu ce se întâmplă din la acest capitol? Da, nu a fost niciun caz când s-ar fi adresat partidele anume pentru creditele este fără dobândă, care sunt acordate dacă de dânsul e vorba. Mm-hmm. În același timp, bine, noi urmărim și încercăm să monitorizăm ce ține de finanțarea a partidelor politice și finanțarea, inclusiv componenta electorală, cum o să vedem. Ce vreau să atrag atenție, de exemplu, campania propriu-zisă încă nu a început, fiindcă spunea și vorbitorul anterior despre faptul că urmează ei să fie înregistrat în calitate de concurent, în momentul acela. Însă un fenomen care îl observăm, probabil și din cauza că avem sărbătorile, de pe acum, când s-au activizat foarte mult și sunt campanii politice, uh-huh, care până la urmă puteau fi catalogate ca un transfer de imagine. Nu puteți să zicem că doar în anul ăsta. S-au mai întâmplat și în anii precedenți, da, așa situație. Au fost alți sărbători. Mai puțin și când are loc, practic, așa putem spune, califica un fel de așa, activități politice cu tentă electorală, oricum avem... Uh-huh. Și chiar un fel de transfer de imagine, uh-huh, sunt momente. Dar, acestea repet, pot fi noi, taxate sau nu? Ele pentru nici noi contează, caz. Nu. Ele sunt în cazul. Deci mai multe de bunul simț, dar știți cum. Asta e altceva. Dar el la în cadrul legal da? Îi permite în cazul dat campanii politice. Ce e important să fie totul raportat financiar. Asta contează. Și când acum, la sfârșit de an, bine, că de exemplu pe anul ăsta se va raporta, de exemplu, la anul viitor. Și nu, din precedentele istorie. Din precedentele, oricum, situație, noi prezentăm în fiecare an, de două ori pe an, prezentăm conform rapoartelor prezentate la CEC. Asociația noastră prezintă rapoarte pe finanțarea partidelor și concluziile sunt diferite, dar oricum ideea că generală este că sunt bani care nu sunt oficial declarați. Oficial declarați, da. Și s-a discutat cu componenta care noi monitorizăm, vedem cam după monitorii noștri cam ce activități, calculăm cam minimum din cheltuieli care sunt și ne uităm ce au raportat partidele la Comisia Electorală Centrală și făcând comparația respectiv pe anumite poziții observăm că se raportează destul de bine, însă în același timp sunt cazuri când are loc mari devieri, să spunem așa, care nu sunt bani, care nu sunt raportați. În privință la transparența banilor și agitația. Eu aș vrea să revin în privința la agitația electorală. Desigur că noi ne conducem doar de prevederile codului electoral. Orice activitate în afara perioadei electorale, în campanie electorală, este permise, deoarece, se facă de aceeași persoane, asta deja fiecare și face activitatea sa sau se organizează cum poate, da? Și conduce partidul. În privință la raportarea
Desigur, acum ați făcut careva modificări în codul electoral și deja sunt inclusiv sunt incluse persoane sau cheltuieli care ar costa o persoană de agitație electorală timp de o zi sau de două zile. Deci persoana care face binevol lucrul acesta, chiar și un agitator simplu, el trebuie să fie inclus în raport ca donație. Și desigur, cred că sumele respective, eu cred că nu vor fi atât de deviate, diferența nu va fi atât de mare. Aceste donații apăreau în listele care după ce noi ne întrebam de unde au oamenii aceștia. Nu, vreau să fac doar o precizare. În rapoartele Promolexului erau indicate că, de exemplu, partidul X a avut agitatori electorali, de exemplu, 100 de persoane. Dar, totodată, sunt, nu știu, este o muncă neremunerată. Sunt niște persoane agitatori, bun, ei sunt indicați ca o binefacere. Dar, la moment, codul electoral prevede că trebuie de indicat ca munca asta neremunerată, care nu a fost achitată, ca o donație. Deci este un calcul care... Vor curge gârlă donațiile, da? Nu, ele doar vor fi raportate, ele vor ieși la iveală. Așa e că... Da, vom putea noi să le vedem societatea civilă. Este și legea cu voluntariatul, oricum el voluntarul se consideră că lucrează, în același timp el trebuie ce obțin așa rație alimentară, adică care costă o anumită bani, adică sunt niște cheltuieli oricum care sunt, care până acum partidele că se ascundeau în spatele că voluntariat s-a făcut. Deci e mai bine că încep să iasă... Deja, da, și e bine că lucrul este, dar oricum cei ce am spus noi și promovăm recomandările noastre ca rapoartele astea care sunt prezentate la CEC să fie cu mult mai detaliate după exemplu celor electorali, fiindcă în campanie electorală ele sunt mai multe poziții deschise acolo, și pentru partid e mai bine, fiindcă am avut noi situații chiar din ce citam cu partidele, sunt unele care intenționat pun în altă parte cheltuielile, fiindcă raportul nu reflectă toate pozițiile, trebuie să sunt deja detalii tehnice. Da. Referitor la secțiile de votare, din câte știu eu, citisem tot la dumneavoastră în rapoarte că unele secții de votare nu au infrastructura corespunzătoare cerințelor. La acest capitol, noi cum stăm? Bine, că acum avem în 7 localități și dar sunt niște localități din raionul Ungheni, din raionul... Eu personal am întâlnit unele secții de votare care nu sunt corespunzător utilate și nu au... La aici, CEC-ul... Monitorizează, verifică, se uită sau deci, numai Comisia Electorală Centrală nu are competență în privința la secțiile de votare, dar poate să vină cu sugestii. Desigur, problema respectivă este pe seama administrației publice locale. Secțiile respective se regăsesc... Dar nu există comunicare Nu, desigur comunicăm, desigur că solicităm, dar oricum administrația publică locală motivează că nu are de ajuns bani. Că secțiile de votare respective sunt de obicei în instituții deci administrații publice locale, poate fi și o casă de cultură, poate fi școală, primărie. Deci eu, de exemplu, permanent... în Suedia n-am văzut nicio secție de votare să fie diferită sau mai puțin dotată. Toate sunt la același nivel. Domn Bucătaru, la noi? La noi ne bucurăm, am ajuns la situația, ne bucurăm că alegerile acum se fac în mai și cald. Fiindcă, de exemplu, cazul în noiembrie, când a fost și alegerile prezidențiale, a fost o situație 30. Foarte, 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 foarte grea, fiindcă te duci când se fac alegeri într-un club de ăsta, să spunem așa, cu geamuri sparte, practic lumină proastă, nu se încălzește localul. Situații foarte, foarte urât în sensul ăsta și în cazul oamenii ăsta, cei care lucrează acolo, îmi imaginez dar că e complicat pe de o parte și încerci să înțelegi, pe de altă parte o observație a noastră care se repetă de fiecare dată, conform legislației trebuie să fie permanent o persoană la biroul electoral secției de votare, că trebuie să în caz dacă cetățeanul vine se adresează cu regret, nu se respectă orarul. Mai ales, cum spuneți dumneavoastră, în localitățile care sunt mai îndepărtate, mai răzlețe, mai ales acum la alegeri locale noi, este o problemă pe care noi, de exemplu, observatorul nostru se duce să verifice care e situația, să vadă, să discute, nu ai cu cine te vedea și ele sunt deci închise. Aici trebuie să mai lucreze. Este o problemă pe care am sesizat-o și noi, jurnaliști. Noi, Comisia Electorală Centrală, facem întâlniri nu numai în perioada electorală, facem și întâlniri, am avut și în toamnă și acum, deci în aprilie-mai,
preconizăm, avem deplasări în teritoriu, facem întâlnire cu funcționarii electorali, președinți, secretarii al secției de votare, biroul electorale, consiliul electorale raionale din nivelul 1 și nivelul 2 și deci colectăm acele probleme, sugestii care deci au ei. Dar nu știu că deja din multe campanii electorale care e situația aceeași. Nu este problema cu misiunea electorală sau nu putem noi să rezolvăm că deci, înțeleg, inclusiv da. Transportarea, organizarea sălilor de secții de votare este tot ține de administrație publică locală. Inclusiv după posibilitățile lor. Cum suntem pe final de emisiune. Vă rog frumos fiecare acușă să spună ce se întâmplă, cum trebuie să meargă votanții în aceste localități, oamenii alegătorii, ce trebuie să aibă cu el, scurt, succint, pe 20 mai. Votantul, persoana care are drept de a alege, trebuie să meargă inclusiv cu buletinul. Buletinul trebuie să fie însoțit cu fișa și, desigur, buletinul trebuie să fie, identitatea trebuie să fie valabil. Și, deci, îndemnăm pe toți alegătorii să vină să fie cât mai activi la alegeri și să-i prezinte. Domnul Bucătaru, ceea ce vă doriți ca să nu se mai repete ce da, mesajul grave către alegători, în primul rând, fiindcă pentru dânsi și pe la urmă pentru cetățenii noștri să facă aceste legi, este să se implice cât mai activ și să-și decidă soarta, începând cu localitatea. Și al doilea moment, clar, lucru către actori implicați, atât către concurenți, ca să respecte legea și să nu utilizeze, nu știu, aceleși resurse administrative, aceleși cadouri electorale să nu existe și ca autoritățile electorale să-și facă treaba conform legislației. Asta ar fi ideile. Vă mulțumim tare mult, sperăm că vom avea fiecare dintre noi discernământul și rațiunea și inteligența să mergem să alegem așa cum trebuie. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept marți și vineri la 19:00 în alte ediții ale emisiunii Noi despre Noi.